Cișliciu, avem privilegiul unei lecturi cu totul deosebite, Horea Roman Fata Felici, Partea nevăzută decide totul, un titlu nou, aflat în pregătire în portofoliul editurii Humanitas, pe care spunem noi vom lansa la târgul de carte Bookfest. Asta înseamnă sfârșitul lui mai. Rezervați-vă datele în agende, pentru că va fi un târg, zic eu, dintre cele mai frumoase. Și între evenimentele frumoase, sigur, mizăm pe această carte nouă a lui Horia Fata Felici. De altfel, cred că ultima dată ne-am întâlnit cu un volum nou semnat Horia Roman Fata Felici într-un alt an aniversar Humanitas, erau Humanitas 20 de ani, acum suntem la Humanitas 25 de ani, atunci era ultimul Curianu, de asta dată un titlu provocator, Partea nevăzută decide totul, o carte spectaculoasă, o carte în care, din nou, Horia Fata Felici reușește acea balanță ideală, acel echilibru splendid între argumentație și pasiune. Veți vedea și în cele câteva texte pe care le-a selectat pentru noi astă seară că vorbim cu adevărat despre unul dintre cei mai adânci, mai puternici și mai de îndrăgit gânditori din România. Horia știe că sunt un fan și o îndrăgostită de gândirea lui, așa încât am să-l rog să mă lasă să trec repede în spate și să ne seduci, Horia. Mulțumesc foarte mult, Lidia. Am fost vorbit de bine de la spate. Mulțumesc, Lidia, pentru asta. Bună seara, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Vă mulțumesc că ați venit la Humanitas Cișmigiu pentru o nouă repriză a lui Dacă e marți, un autor, Humanitas vă citește. Cum a spus Lidia mai devreme, în 2010 eu n-am mai publicat nicio carte. A fost o reeditare, De ce nu arăm o piață a ideilor, pentru Idei și blocaje, o carte din 2007. Ultima carte în 2010 era Ultimul Curianu, cât de ce să fie ultimul Horia Roman Fata Felici. Acum sunt cu unul recent. Partea nevăzută decide totul. E cam straniu ca nume, nu? Merge? Partea nevăzută decide totul. E genial. Mulțumesc. Are ceva sentențios. Volumul e făcut din... pe trei sferturi n-a apărut niciodată în România. Este făcut în majoritate, mai mult de trei sferturi de fapt, din eseuri pe care le-am scris pentru o publicație olandeză care se cheamă Nexus, condusă de un umanist, un om care luptă pentru valorile umanismului clasic european, un umanism care, știți, este împreună cu creștinismul evacuat complet dintre datele de bază ale învățământului nostru, care seamănă din ce în ce mai mult cu o piață mercantilă de produse, puncte și așa mai departe. Rob Riemann este cel care conduce Nexus și el, de-a lungul anilor 2010, 2011, 2013, 2014, mi-a solicitat câte un eseu pe care l-am scris în atenția acestei publicații. Și mi-am spus să le adun la oaltă, pentru că ele toate, de fapt, pun în scenă ceva. Și anume, așa cum fiecare dintre noi pune în scenă un nevăzut, care e diferit de la om la om, așa cum fiecare ochi viu mărturisește pentru un suflet deopotrivă de viu, dar pe care noi nu putem pune mâna și nu-l putem demonstra în niciun fel, chiar dacă el practic poate fi dovedit, dar demonstrat nu. Așa, de fapt, deși trăim printre lucruri pe care le putem pipăi, ne luptăm pentru ele și ne dăm viața pentru ele, în fond, cele mai multe lucruri care ne înconjoară sunt cele pe care nu le vedem. Și astea decid totul.
Trei dintre aceste eseuri vreau să vi le citesc în seara asta. Sper să nu fie prea lungi, dacă sunt prea lungi le tăiem, dacă vă văd că căscați și nu știu ce. Primul l-am scris ca să răspund la întrebarea de ce oamenii sunt fascinați să-i asculte pe alți oameni. Noi suntem într-o situație de acest tip. Este o lectură în care cineva citește, nu? Nu țin o conferință liberă, citește, dar de ce oamenii sunt atât de interesați să asculte pe cineva vorbind? Amintiți-vă cum era cu mama noastră sau cu bunica noastră atunci când povestea ceva. Nepotul sau fiul sau fica sau nepoata rămâneau cu gura căscată. Ce era așa de interesant? Era faptul că un om viu produce ceva. Și despre asta vreau să vă vorbesc, adică vreau să vă citesc în primul eseu, care se numește Magia din mintea fiecăruia. De ce suntem fascinați să ascultăm lucruri povestite, ori citite cu voce tare? De ce participarea noastră la actul ascultării este diferită calitativ de participarea noastră la actul lecturii? Culturile în care există o tradiție a lecturilor publice diferă prin ceva de culturile în care această tradiție nu există, ori e limitată? Răspunsul la primele două întrebări implică o reamintire a rolului pe care imaginația îl juca în epistemologia clasică, antică și medievală, iar răspunsul la cea de-a treia sugerează supraviețuirea acestui rol în anumite culturi moderne. Norman Malcolm își amintește următoarea întâmplare legată de profesorul său, Ludwig Wittgenstein. Citez. După cursuri, Wittgenstein era întotdeauna sleit. Aceste minunate cursuri nu făceau decât să-l revolte. Era dezgustat de ceea ce a putut spune, de ceea ce a putut fi el acolo. Adeseori, ieșind din clasă, se repezea în oraș să vadă un film. Nu suporta să stea decât în primul rând de scaune. Se apleca înainte, în culmea încordării, și nu-și lua ochii de la ecran nici pentru o secundă. Nu-i plăcea să comenteze scenele de film, nici să-i asculte pe alții făcând-o. Se voia complet absorbit în acele clipe, indiferent cât de penibil sau artificial era filmul. De ce se lăsa Wittgenstein, am închis citatul, cotropit de invazia imaginilor de pe ecran? Prima ipoteză e psihologică. Putem imagina că, după cursurile în care își chinuia îngrozitor studenții, se știe că pe cât de exigent era cu sine însuși, pe atât de tiranic și despotic era cu ei. Era cuprins de un soi de demență care pretindea uitare, grabnică și compulsivă eliberare de presiunea psihică în care trăise. În sprijinul acestei interpretări putem aduce mărturile care confirmă că prezența lui era de fapt insuportabilă, datorită tensiunii etice la care se supunea pe sine în vederea rostirii unui adevăr, ori a unei adecvări cu sine, pe care nimeni nu părea să le priceapă. Sleindu-și studenții în felul care o făcea, se sleia pe el însuși în primul rând. Ca atare, după ore, avea comportamentul unui apucat. A doua ipoteză este epistemologică. Să recapitulăm datele. La cinematograf, Wittgenstein nu suportă să stea decât în primul rând. Vrea parcă să intre în ecran, să se identifice cu imaginile. De aceea nu suportă nici un fel de interacțiune mijlocită de cuvânt. Subiectul nu contează, acțiunea da. De aceea preferă filmele polițiste sau western. Wittgenstein nu căuta cinematograful nici pentru subiect, nici pentru informație, nici pentru tehnică, nici pentru artă. Filozoful dezgustat de sine și de performanțele sale intelectuale reducea cinematograful la un simplu mediu producător de imagini, capabil să cupleze în mod nemijlocit spectatorul cu sursa imaginilor. Wittgenstein nu admitea comentariul verbal al imaginilor pentru că dorea ca toate acele imagini cinematografice să intre în sufletul lui direct din simțuri, prin suspendarea imaginației proprii și fără mijlocirea inteligenței. Abia așa reușea să uite de ceea ce considera a fi fost inautenticitatea lui profundă ca gânditor. Prin urmare, mecanismul prin care Wittgenstein încerca să-și disloce personalitatea pe care era dezgustat, consta în suspendarea imaginației proprii pe care o înlocuia benevol cu un producător extern de imagini.
Aceasta este explicația epistemologică a obiceiului lui Wittgenstein de a se lăsa absorbit în filme. Or, mecanismul acestei explicații trimite spre operațiunile magice. Oriunde e vorba de imagini, magia este în mod inevitabil prezentă. Din punct de vedere rațional, magia stă sau cade împreună cu rolul cognitiv eminent jucat de facultatea intermediară a imaginației. Potrivit epistemologiei clasice, sediul cunoașterii este sufletul. Ca să poată intra în contact cu lumea fizică, care e de natură materială, sufletul trebuie să posede o facultate senzorială. Ca să poată intra în contact cu lumea gândirii, care e de natură divină, sufletul trebuie să posede o facultate intelectuală. Dar aceste două facultăți nu se pot vedea între ele, pentru că una este de tip pur material, iar cealaltă de tip pur intelectual. Intelectul pur și materia pură nu se pot percepe reciproc. Ca să se vadă, trebuie să existe ceva între ele, o facultate intermediară, care să le pună în legătură, să facă vizibilă facultatea senzorială celei intelectuale și reciproc. Aristotel a numit această facultate intermediară imaginație, fantasia în grecește. Fără această facultate intermediară, gândirea nu poate funcționa. Nu există gândire fără producerea imaginilor. A gândi, pentru antici, însemna a produce în mod controlat imagini. La Aristotel găsim următoarele formulări. Sufletul nu gândește niciodată în absența unei imagini. Altă formulare. Nu există gândire fără imagini. Sau, în secolul al XIII-lea, la Thomas d'Aquino. Inteligere, înțelegem foarte bine latina asta, fiți atenți. Inteligere sine conversione ad fantasmata est anime preter naturam. Să înțelegi fără conversiunea la imagini, îi este sufletului peste putință, peste natura lui proprie. Un ecou târziu al acestor formulări e de găsit la Kant. În faimoasa formulă, fără intuiții sensibile, gândirea e vidă. Fără conceptele intelectului, intuițiile sensibile sunt oarbe. Formulă prin care trece amintirea funcției intermediare pe care imaginația o juca pentru antici. Mari magicieni sau teoreticieni ai actului magic sunt, în cultura occidentală, Marsilio Ficino, Pico della Mirandola, Agrippa von Nettesheim, Paracelsus și Giordano Bruno, care face și ultima sinteză, în opinia lui Culianu, nedepășită. Toți au crezut în posibilitatea magiei în chip rațional, nu orbește. Posibilitatea magiei și posibilitatea cunoașterii își aveau originea în același mecanism, în funcționarea imaginației ca producător și traducător de imagini, spontan în actul cunoașterii și al percepției, voluntar în cazul actului magic. Operatorul magic putea produce în mod voluntar imagini, nu numai în propriul său suflet, ci și în sufletul altora, înlățuindu-le voința. La rigoare putea produce imagini în Dumnezeu, putea conjura îngerii. Imaginația magicienilor nu era doar un sintetizator intern al imaginilor, era și un traducător. Traducea ceea ce e material în ceea ce e intelectual ori spiritual și ceea ce este divin în ceea ce este accesibil lumii oamenilor. Actul magic, prin urmare, se bazează pe producerea și manipularea imaginilor. Omul este capabil să producă imagini. A gândi înseamnă a produce în mod controlat imagini. În același timp, a face magie înseamnă a produce în mod controlat imagini care au influență în exterior, printr-un mecanism care variază de la un teoretician al magiei la altul, dar care se bazează în esență, la toți, pe ideea că există un terț de natură divină care permite eficacitatea acestei acțiuni. În lumina epistemologiei clasice, lipirea lui Wittgenstein de ecranul cinematografului este, în fapt, un act de predare magică a unui individ
în fața imaginilor pe care le produce un altul. Pentru a scăpa de propriul său intelect, de care era dezgustat, Wittgenstein se punea voluntar ca subiect pasiv la dispoziția unui operator magic care îi înlocuia propriul sintetizator de imagini cu al său. În acest mod, gândirea lui se autodesfința pentru că scotea din funcțiune însăși modalitatea ei de articulare în expresie. Intuiția formidabilă a unui om cu un instinct al onestității atât de viu, de jupuit, de crud, cum era Wittgenstein, a regăsit în soluția de anulare pe care și-a aplicat-o un mecanism magic pe care el însuși, prin felul său de a vedea lumea, tindea să îl desființeze ca verosimilitate. Acest mecanism magic funcționează, dacă nu intervin alte cauze, și în cazul lecturii publice. El constituie cazul limită față de care lectura individuală și lectura publică își capătă un tip de inteligibilitate pe care interpretările standard nu îl pot pune în lumină. Când citim, construim imagini sub presiunea imperativă a vocii autorului. Acum descriu ce se întâmplă în dumneavoastră. Suntem sub tract magic și acesta este farmecul lecturii. Vocea autorului ne vrăjește, mă rog, nu a mea. Dar această voce este, vraja aici apare, dar această voce este imaginată. Este dedusă din text, din citirea literelor. Acțiunea ei nu este nemijlocită și nici totală, cum se întâmplă în experiența cinematografică a lui Wittgenstein. Căci vocea autorului, pe care o deducem imaginativ din textul citit, nu construiește ea însă și imaginile, cum face cinematograful, ci ne furnizează doar materia din care noi, cu propriul nostru producător intern de imagini, producem imaginea literară a unui text. În actul lecturii individuale, sursa imaginilor este ochiul care vede literele. În actul lecturii publice, sursa imaginilor este urechea care ascultă sunetul cuvintelor. Prima experiență este mai degrabă abstractă, a doua e mai degrabă concretă. Ca mod de transmitere a informației, cititorul este fondator pentru deprinderile mentale și cognitive ale oamenilor moderni. Ascultatul? Nu. El vine dintr-o altă zonă a civilizației, deopotrivă premodernă și de totdeauna. Numai odată cu apariția tiparului, principalul mod de transmitere al informațiilor și tradițiilor, a devenit cititul, la rigoare cititul individual. În antichitate, o carte era publicată atunci când era citită cu voce tare în public. Altfel spus, conținutul cărților ajungea la public prin intermediul unei voci auzite, nu a uneia deduse. Acest lucru făcea diferență față de situația modernă din două motive. Întâi, deoarece se baza pe o mobilizare specifică a aparatului cognitiv uman, mult mai puternică. Într-adevăr, energia psihică cheltuită pentru a produce o imagine din cuvântul auzit este mai mare decât cea cheltuită pentru a obține o imagine din cuvântul citit. În al doilea rând, deoarece conducea la exersarea unui tip de memorie, memoria auditivă, care, spre deosebire de cea vizuală, care e mimetică, este participativă și puternic impregnată de efortul imaginativ al ascultătorului. A construi imagini pornind de la cuvântul auzit este mult mai stimulativ decât a construi imagini pornind de la cuvântul citit. Evident, a nu trebui să construiești imagini pentru că imaginile sunt deja livrate de un producător extern este complet nestimulativ. Și acest lucru explică, mutatis mutandis, de ce învățământul prin televiziune este inferior învățământului autodidact, cititul de unul singur, care la rândul lui e inferior învățământului cu profesor. Nu putem înțelege forța acestui argument decât în conexiune cu argumentul lui Platon împotriva scrisului, care, corect înțeles, este în fapt o obiecție la pretenția ideii că scrisul poate fixa tot gândul și că scrisul pe suport material ar putea suplini memoria. Memoria sufletului nu este mecanică, ci creatoare. De altfel, ea se bazează pe imaginație, iar notarea gândirii prin scris
Nu e epuizată nici măcar gândirea exprimată prin viu grai, dar amite gândirea în actul gândirii. Platon nu a pledat să ne abținem de la scris. Ar fi fost absurd. El însuși a scris foarte mult. El însă atrăgea atenția asupra pericolului că omul, odată descoperit procedeul mecanic al fixării scrisului pe suporturi materiale exterioare, ar înceta să mai fie sursa imaginilor care fac cu putință gândirea. Viața spiritului constă în producerea creativă de imagini. Să scriem, spunea Platon, dar să nu uităm că adevărata viața gândirii este scrisul în suflet, iar înlocuirea ei prin scrisul cu litere este o eroare. De ce suntem, deci, fascinați să ascultăm lucruri citite? De ce participarea noastră la actul ascultării este diferită calitativ de participarea noastră la actul citirii? Pentru că activitatea psihică prin care producem imaginile declanșatoare ale gândirii și implicit ale percepției estetice este mult mai bogată atunci când imaginăm, pornind de la ce ascultăm, decât atunci când imaginăm când plecăm de la ce citim. De ce? Pentru că se ajunge mai greu la punerea în funcțiune a imaginației ascultând decât citind. Și de aceea, dacă se ajunge la un rezultat, atunci rezultatul este ipso facto mai bogat, mai profund, mai durabil, mai complex, mai bine scris în suflet. Efortul psihic de a ajunge la o imagine pornind de la un sunet, fiind mai mare decât efortul cheltuit pentru a ajunge la o imagine pornind de la un cuvânt citit, sufletul este cumva forțat, în termenii metaforei lui Platon, să scrie în suflet. În concluzie, la primele două întrebări, explicația mea este următoarea. Efectul pe care îl are asupra sufletului, efortul inteligenței de a construi reprezentări însuflețite, pornind de la simplul fapt al ascultării, este similar procesului pe care Platon îl denumea a scrie pe suflet. De aici farmecul, de aici vraja, de aici magia, de aici eficacitatea. De aceea, a citi de unul singur și a asculta ce este citit de către un altul, nu sunt deloc operațiuni echivalente, prin efectul pe care îl are asupra sufletului nostru. Diferă prin ceva culturile în care există o tradiție a lecturilor publice de culturile în care această tradiție nu există, ori e limitată? Da, diferă. Diferă prin răspândirea puterii de a scrie pe suflet. Această putere e complet ignorată azi, iar întreținerea ei nu e stimulată în mod direct de nicio practică pedagogică modernă, dimpotrivă. Dar ea supraviețuiește pentru că sufletul are nevoie de ea. Iar unele culturi o mai conservă sub forma interesului pentru lecturile publice. O tradiție care, aș spune, s-a constituit în favoarea argumentului lui Platon împotriva scrierii pe suporturi exterioare sufletului și în favoarea deprinderii și practice de a scrie direct pe suflet. Acum, și mai bine decât să asculți. Și mai bine decât să asculți este să stai de vorbă cu cineva. La rigoare, dacă este să prelungim argumentul lui Platon împotriva scrisului, este o prescurtare greșită, pentru că el nu face un argument împotriva scrisului. El construiește un argument în favoarea scrisului pe suflet. Asta este ideea. El spune, dacă voi vă imaginați că ceea ce notați pe hârtie este toată gândirea, vă înșelați. Dar asta nu înseamnă că trebuie să evitați practica scrisului. Dar este doar atât. Este o notare a ceea ce este gândit. Iar gândirea este mult mai bogată decât ceea ce notați. Deci, cel mai bine să stai de vorbă cu cineva, ocupându-te de lucrurile cele mai înalte. Al doilea eseu pe care am ales să vi-l citesc e legat tot de imaginație și se referă la imaginația lui Don Quixote. Mergem? Încă din secolul al XVII-lea a apărut ideea de a-l compara pe Don Quixote, cavalerul tristei figuri, cu Ignațiu de Loyola, cavalerul rătăcitor al lui Hristos,
Pentru publicul cultivat de la noi, textul standard al acestei comparații este eseul lui Miguel de Unamuno, Viața lui Don Quixote și Sancho Panza, apărut în 1905, la 300 de ani de la publicarea primului volum din capodopera lui Cervantes și acum 100 de ani. Ideea lui Unamuno a fost aceea de a folosi viața și faptele lui Ignațiu de Loyola, așa cum apar aceste relatate în Vita Ignatii Loyole, a părintelui Pedro de Ribadeneira, apărută în latină în 1572 și în spaniolă în 1583. În chip de oglindă, viața lui Ignațiu de Loyola, a temperamentului lui Don Quixote. Pentru a zugrăvi acest temperament, Unamuno are ca sursă o carte savantă a secolului al XVI-lea spaniol, Examen de Ingenios para las Ciencias, cercetare a spiritelor pentru științe, a doctorului Juan Huarte, unde, între alte umori, sunt descrise și temperamentele, citesc, fierbinți și uscate. Unamuno găsește că expunerea doctorului Huarte privitoare la acestea are foarte multe puncte în comun cu relatarea părintelui Pedro de Ribadeneira referitoare la felul de a fi al lui Ignațiu de Loyola. De aici conchide Unamuno că Ignațiu de Loyola ar fi posedat un temperament fierbinte și uscat, suferind de un exces al facultății numite imaginativa. Acest exces de imaginativa ar explica natura sa contemplativă, precum și faptul că Ignațiu era chel. Potrivit raționamentelor doctorului Juan Huarte, excesul de imaginativă se acumulează în partea de dinaintea capului. Ori, prisosul de cultură arde pielea capului, lipsind astfel părul de materia din care să crească. În cazul meu, evident, excesul de cultură nu poate fi constatat. Dar în cazul de reprezentării standard pentru Apostolul Pavel, da, el întotdeauna este prezentat cu o calviție care pleacă din frunte. Lucrul nu este lipsit de această tradiție pe care Juan Huarte o exprimă în secolul al XVI-lea. Acolo era un exces de imaginativă. Așa că bărbații care nu au calviție să nu se laude. Rațiunea comparației pe care Unamuno o face între Ignațiu de Loyola și Don Quixote pare a fi deci următoarea. Doctorul Juan Huarte descrie temperamentele fierbinți și uscate, care sunt contemplative, războinice și imaginative. Citind relatarea vieții și faptelor lui Ignațiu de Loyola făcută de părintele Pedro de Ribadeneira, Unamuno descoperă că acesta descrie un același tip de natură contemplativă, imaginativă și marțială. Dar amândouă îi se pare lui Unamuno și știința doctorului și temperamentul Sfântului par a vorbi despre un personaj literar, mai viu și decât creatorul său, și anume despre Don Quixote. Deci, Don Quixote poate fi înțeles în oglinda temperamentului lui Ignațiu de Loyola. Unamuno conchide. E firesc ca Loyola să fie avut același temperament ca Don Quixote. De aici faptul că toată cartea lui Miguel de Unamuno, Viața lui Don Quixote și Sancho, este construită pe ideea că Ignațiu de Loyola și Don Quixote de la Mancha au același temperament medical, aceeași natură filozofică. Argumentul? Punerea în oglindă a biografiilor. Cum știm din biografia sa, Ignațiu a fost un adevărat cavaler de un curaj tenace, fantast și exemplar. Ca și Don Quixote, a fost un pasionat cititor de romane cavalerești. Și tot precum Don Quixote, a căutat să fie asemenea cavalerilor din romanele de cavalerii. Mai târziu, după urâta rană căpătată la asediul Pamplonei, Ignațiu s-a exaltat citind despre faptele sfinților, pe care i-a imaginat ca fiind tot niște cavaleri neînfricați, doar că în serviciu divin. Prin aceste exemple, voința sa marțială era deja mobilizată. Dacă ei au făcut asta, atunci și eu pot să o fac. Ori, la fel își spunea și Don Quixote citind romanele de cavaleri, la temperamente identice, motivații asemănătoare. Atunci, de ce unul este sfânt, iar celălalt nebun? Dacă credităm pe Loyola cu viziunile lui, de ce Don Quixote este în evident discredit cu ale sale?
Răspunsul lui Unamuno este că raportul dintre realitate și fantezie trebuie inversat. Potrivit principiului, rezolvăm ecuația contestând termenii. În finalul cărții sale, Unamuno se întreabă care este criteriul după care noi considerăm că autorul este real, iar personajele sale sunt de fantezie. Pe autor îl vedem în carne și oase, e răspunsul. Pe personaje, doar ni le închipuim. Dar, se întreabă Unamuno, cine a murit între autorului Don Quixote și Don Quixote însuși? Cervantes a murit, nu personajul său. Prin urmare, în astfel de cazuri, ar trebui să fim prudenți cu criteriile noastre de realitate. Pentru că cine are realitate, nu moare. Iar Cervantes a murit, spre deosebire de Don Quixote, care n-a murit. Produsele fanteziei, ne îndeamnă Unamuno să credem, sunt mai reale decât produsele din carne și oase. Dar ce este fantezia? Potrivit științei anticilor și a medievalilor, fantezia nu era doar facultatea de a produce în mod arbitrar imagini fictive, ci în mod esențial pentru buna funcționare a aparatului nostru de cunoaștere, era și capacitatea de a produce în mod adecvat imagini ale realității. Ori, aici, la acest nivel, se poate oferi un răspuns tehnic precis la întrebarea de ce temperamentul contemplativ al lui Ignațiu de Loyola a dat un sfânt redutabil care a schimbat prin iezuiți fața lumii civilizate, în timp ce același temperament și o la fel de mare inclinație de a lua în serios ficțiunea romanelor de cavaleri au dat un nebun inofensiv care avea să fie pentru cultura europeană modelul standard al idealistului care se luptă inutil cu morile de vânt. De ce capacitatea de a fi mobilizat de ficțiuni a fost practică și realistă în cazul lui Ignațiu de Loyola și s-a dovedit ridicolă și fantezistă în cazul lui Don Quixote? Cred că răspunsul la această întrebare poate fi găsit nu atât comparând temperamentele lui Ignațiu de Loyola și lui Don Quixote. Comparație foarte utilă totuși, deoarece sugerează că imaginativa, facultatea fanteziei, a imaginației, este nodul problemei. Ci, comparând incapacitatea lui Don Quixote de a deosebi realitatea de nălucire cu metoda de deosebire a duhurilor pe care o folosește Ignațiu de Loyola în exercițiile spirituale. Versio prima latina a acestora a fost redactată, a exercițiilor spirituale, a fost redactată în 1541. Citite din perspectiva tradiției epistemologice privitoare la constituția subiectului cunoscător, exercițiile spirituale pot fi înțelese ca un îndreptar privind corecta folosire a imaginației. Imaginația fiind, în concepția anticilor și a medievalilor, facultatea de a primi, produce și controla fantasme sau imagini, e același lucru, doar că fantasme e spus pe grecește, iar imagine e spus pe latinește. Memoria fiind funcția imaginației care stochează și reproduce imaginile. Și memoria este un fel de imaginație, doar că stochează. Teza mea este că anume în corecta folosire a imaginației constă deosebirea între sfânt și nebun. Și ea explică de ce, pornind de la aceleași date temperamentale și oarecum biografice, pasiunea pentru romanele cavalerești și culturi pentru cavaleri, Ignațiu de Loyola a putut deveni un sfânt practic care a schimbat lumea, în timp ce Don Quixote a rămas un nebun idealist care s-a poticnit de ea. Iată foarte succint argumentul meu. Din punctul de vedere al capacității noastre de a cunoaște, pentru antici medievali, sufletul uman poseda trei facultăți cognitive. Capacitatea de a primi senzații prin intermediul simțurilor, capacitatea de a produce imagini și capacitatea de a gândi. Cele cinci simțuri, imaginația și intelectul, erau, foarte rapid spus, cele trei facultăți cunoscătoare ale sufletului. Intelectul era divin și ca atare nu avea nimic material, în timp ce simțurile erau integral materiale. Gândurile și datele senzoriale nu ar fi putut comunica unele cu altele dacă între ele nu s-ar fi aflat o facultate cognitivă intermediară, pe jumătate intelectuală, pe jumătate senzorială, având o natură mixtă și spirituală și materială, în stare să producă ceva în care divinul sau intelectul pur să se poată întâlni cu materialul.
Această facultate era pentru antici, pentru medieval, imaginația. Iar acel ceva, produs de imaginație pentru a pune în legătură gândurile cu simțurile, divinul cu mundanul, erau fantasmele sau imaginile. Aristotel spunea că fără capacitatea de a produce imagini, cunoașterea este imposibilă. Sufletul nu înțelege nimic fără fantasme, imagini. Iar Toma d'Aquino, am citat asta mai devreme, 1600 de ani mai târziu, crede același lucru, că sufletul este imposibil să cunoască ceva fără a converti mai întâi lucrurile în fantasme, respectiv imagini. Prin urmare, pentru cultura antică și medievală, procesul prin care cunoașterea este posibilă e același cu procesul prin care este cu putință experiența divinului. Convertirea lucrurilor în fantasme sau imagini. Un bun comerț cu lumea și cu divinitatea trece, adică, prin stabilirea unui bun raport cu capacitatea noastră de a distinge între acele fantasme produse de imaginație, care sunt imagini ale lucrurilor reale, divine ori mundane, și acele fantasme produse de imaginație, care sunt simple năluciri, imagini produse în mod arbitrar de imaginație. Orice mare tradiție culturală știe să deosebească, cu ajutorul valorilor în care crede, între imaginile care produc cunoaștere veritabilă și cele care sunt simple fantezii ale minții. În orice cultură, oamenii normali se deosebesc de nebuni prin aceea că au interiorizat acest criteriu de realitate și știu în chip adecvat în ce anume să se încreadă. Teza mea este că atunci când se trece de la o tradiție culturală la alta, acest criteriu de realitate se schimbă. Ca atare, capacitatea de a distinge între imaginile care produc cunoaștere veritabilă și cele care sunt simple fantezii, intră în criză. Acest lucru s-a petrecut când s-a trecut de la tradiția culturii antice și medievale la cultura modernă. În secolul al XVI-lea, pe vremea lui Ignațiu de Loyola, criteriul de realitate deja intrase în criză. Ca spirit aparținând lumii medievale, Ignațiu de Loyola a scris exercițiile spirituale anume pentru a menține în actualitate un criteriu de a face accesibil divinul care începuse să fie pus în discuție de ivirea lumii moderne, care se anunța pe atunci prin intermediul protestantismului. Pentru Loyola era foarte important să le furnizeze contemporanilor săi criterii precise de a distinge între imaginile din suflet care sunt veritabile mărci ale divinității și cele care sunt năluciri. Problema crucială la trecerea de la o tradiție culturală la alta este răspunsul la întrebarea în ce reprezentări, imagini fantasme, mă pot cu adevărat încrede. La această întrebare, răspunsul lumii medievale diferă de cel al lumii moderne. Ignațiu de Loyola a fost un spirit care a triumfat asupra lumii deoarece știa exact ce răspuns să dea acestei întrebări. Răspunsul medieval. Don Quixote a fost un cavaler al tristei figuri deoarece lucra cu două criterii incompatibile. Unul modern, celălalt medieval. De aceea nu mai știa cum să distingă între imaginile care te orientează și nălucirile care te rătăcesc. Don Quixote ne apare ca fiind simbolul acelui tip uman, tipic modernității, care e sănătos atâta timp cât aplică imaginației criteriile lumii moderne, adică atâta timp cât acceptă că imaginația sa e doar fantezie, și care devine nebun atunci când încearcă să aplice imaginației criteriile lumii medievale, adică atunci când încearcă să își ia în serios imaginația ca instrument de cunoaștere a realităților superioare. Datorită faptului că imaginația ca facultate cognitivă în care divinul se poate uni cu umanul este permanent discriminată de criteriul modern de realitate, noi, modernii, suntem cu toții niște cavaleri ai tristei figuri. Și de aceea Don Quixote continuă să fie atât de epistemologic actual la 400 de ani de la crearea sa de către Cervantes.
Am să închei. Am să închei cu un eseu care se numește Agonia creștinismului. V-am vorbit aici de Unamuno. El a scris o carte care se cheamă Agonia creștinismului, în care cuvântul agonie e luat în sensul lui grecesc etimologic de luptă. Lupta creștinismului. Agonia fiind o luptă cu moartea. Dacă ești în agonie, nu-i neapărat să mori. Acest ultim eseu are două părți. Primul se cheamă De ce conservatorismul e inutil chiar și atunci când e demn de respect? Și a doua parte se numește Ce anume face inutil conservatorismul și îi salvează cauza? Prima parte, deci, de ce conservatorismul e inutil chiar și atunci când e demn de respect? Eu sunt destul de conservator. Cultura noastră publică și-a pierdut de mult neutralitatea pe care au pretins primii moderni că o aduc pentru a ne scăpa de necazurile fanatismului religios. Aproape tot ce ne înconjoară azi în țările occidentale e anticreștin pe față. Cel mai adesea cu obstinație deopotrivă ignară și răuvoitoare. Antipatia, ori chiar repulsia față de creștinism, exprimată prin libertățile pe care le luăm împotriva tradiției lui, a devenit aproape unicul conținut spiritual al modernității noastre. Ne place spontan numai ce pune creștinismul într-o lumină proastă. Orice nu e creștinism suscită spontan simpatia și sfârșește prin a fi aclamat. Aproape tot ce l-afirmă e suspectat și în cele din urmă respins ori pus la colț. Întocmai ca John Locke, pentru care a fi tolerant însemna a le refuza catolicilor dreptul la toleranță, și noi avem despre toleranță o concepție similară. Merită toleranță numai intoleranța față de creștinism. Iar neutră e declarată acea poziție care pune în discuție inferioritate ori ilegalitate, simbolurile și luările de poziție creștine. Exemplele sunt atât de numeroase și de descurajante, încât nici nu mai merită depănate. Pe de altă parte, dintr-un punct de vedere strict laic și politic, foarte puțini oameni par să-și dea seama în ce măsură civilizația noastră nu poate face față concurenței cu alte civilizații decât cu ajutorul culturii ei. Cultură care, orice ar spune oricine, nu poate fi decât creștină în instinctele ei profunde. Iar când aceste instincte sunt contrariate, negate, ori lipsită de lumina conștiinței de sine, cultura care hrănește și întreține civilizația noastră se osifică și se condamnă la asfixiere. Cum ne putem apăra? Adică, în fond, cum ne putem opune? Sentimentul meu este că nicicum. Suntem într-un punct în care orice am face, tot ceea ce nu este de dorit, se va întâmpla. Iată de ce. Dacă te opui, intri în logica lui penser contre, se penser comme. Dacă nu te opui, alții, în locul tău, vor face jocurile. Argumentul e că dacă te opui, tot alții le fac, deoarece azi, terenul pe care se dă lupta pentru apologia creștinismului este inevitabil contestarea lui. Și asta pentru că aceia care îl apără sunt obligați să o facă cu ajutorul unor elemente care îl neagă. Orice scriere apologetică azi e condamnată să aibă aer fie vetus, fie plângăreț, fie înțepenit, fie slugarnic. Mai există însă un argument de principiu care face lupta pentru menținerea creștinismului atât de problematică și într-un sens înalt atât de inutilă. Argumentul este următorul. Pentru cei care vor doar să păstreze ceva, orice victorie nu poate fi decât o înfrângere. Într-adevăr, când un lucru în care credem nu e contestat, acel lucru este acceptat de noi în mod firesc. Dimpotrivă, când se găsesc destui să-l conteste, prin chiar acest fapt, el încetează să mai fie una cu tine.
om care l-accepta în virtutea firescului prezenței sale alături de tine, ori în tine. Căci simpla contestare a lucrurilor în care crezi te privează atât de firescul lor, cât și de nemijlocirea credinței tale. Astfel dislocat, te lupți pentru a le păstra. În acest moment însă începi să pierzi totul. Credința ta se învârtoșează, iar lucrurile în care crezi capătă din ce în ce mai mult imaginea despre ele a celor care le contestă. Cazi într-o logică a capcanei. Adevăratul obiect al credinței tale ajunge să semene leit cu negarea lucrurilor afirmate despre el de cei cu care te lupți. Tu nu mai ai credința ta. Iubirea ta a devenit prizoniera urii lor. Credința ta depinde de acum numai de cei care o resping și nu mai are aproape nicio legătură cu sursa ei profundă din cer. Crezi pentru că alții urăsc acest lucru, iar tu, pentru că îi urăști, îți afirm cu ură credința ta, culmea, într-o religie a iubirii. În acest mod, ura lor față de creștinism este complet încorporată în iubirea ta față de el. Dar ce iubire mai e asta? E o iubire scoasă din ură, modelată de ea, suscitată de ea, deformată de ea. În luptă, adevărul doctrinei se pierde de dragul forței argumentelor. Ce îți rămâne în mâini după victorie este nu un adevăr, ci o doctrină despre el. Nu o iubire, ci o ură față de cei care ți-o contestă. Nu creștinismul, ci caricatura lui. În concluzie, dacă nu te lupți, pierzi. Iar dacă te lupți, pierzi. Se poate scăpa din logica acestei aporii? Da. Există câteva exemple care reprezintă în sine o remarcabilă ilustrare a excelenței tradiției creștine. Adică, în sens propriu, o apologie. Dar secretul lor ține de geniu. Fie de cel al situației, fie de cel al oamenilor, ori de amândouă. Aș vrea să ofer un astfel de exemplu scos dintr-un moment al înfruntării dintre jansenism și catolicism. Eroii săi sunt membrii familiei Pascal. Ce anume face inutil conservatorismul, dar îi salvează cauza? Este partea a doua eseului. Într-o zi din noiembrie 1661, Pascal Blaise a murit în 19 august 1662, iar sora lui murise în 4 octombrie 1661, în anul de care vorbesc. Deci, într-o zi din noiembrie 1661, pentru a dezbate atitudinea de urmat în chestiunea ordinului prin care regele era Ludovic al XIV-lea, un rege, după părerea mea, abominabil. Toată lumea laudă, nu știu de ce. Într-o zi din noiembrie 1661, pentru a dezbate atitudinea de urmat în chestiunea ordinului prin care regele dispunea abjurarea operei lui Iansenius, se adună acasă la Blaise Pascal fidelii săi. Nu? Un moment senzațional. Suntem acasă la Blaise Pascal. Familia, formată din Florent, Gilbert și Etienne Perrier. Prietenii săi, Artus de Roanez și Doma. Și cei mai de seamă din solitarii de la Port-Royal, le Messieurs de Port-Royal. Arnaud, Marie Arnaud, Nicole, Saint-Marthe, Saint-Glain și le Maître de Sassy. Spre stuporea domnilor de la Port-Royal, care acum consideră cu atitudine de supunere ipocrită față de rege și papă, ar fi singura, din punct de vedere politic, motivată și potrivită, Pascal atacă direct Sfântul Scaun, cu concursul căruia Ludovic al XIV-lea lucra la ruina janseniștilor. Argumentul folosit de Pascal este că papa nu poate fi infailibil, deoarece, așa cum în trecut se înșelase în privința concluziilor filozofice ale lui Galileo Galilei, care cu toată condamnarea papală erau corecte, tot așa acum se înșală asupra unui punct serios de teologie, grația și problema alegerii. Prin urmare, credinciosul are dreptul de a-i critica deciziile. De aceea, de ceea ce aud,
Arnaud și Nicole sunt îngroziți. Îl acuză pe Pascal că vrea să provoace o schismă. Pascal, în replică, spune că toți cei care au semnat formularul, acel document impus de lege, și cu ei întreaga biserică, sunt ei adevărații schismatici. Nimeni, nici măcar fidelii, nu îi urmează lui Pascal gândul. Pascal leșină. Când își revine, întreba ce s-a întâmplat, spune, citez, mi-am dat odată seama cum toți cei de față, în care vedem niște oameni cărora Dumnezeu le-a arătat adevărul și despre care credeam că îl vor apăra cu orice preț, ezită și cedează. Am fost atunci retezat de durere și n-am mai putut rezista. Am închis citatul. Scena de indignare și neputință de mai sus nu este izolată. Ea răspunde alteia, încă mai intensă. Cu o lună mai înainte de leșinul lui Blaise, pe 4 octombrie, ziua ei de naștere, Jacqueline Pascal, sora sa și a Gilbertei, călugărită de 9 ani la Port-Royal, sub numele de Sœur Sainte-Euphémie, moare. Îmi vine să spun în mod voluntar. Tot pe chestiunea respingerii formularului. Jacqueline, ca de altfel toți cei trei copii al lui Pascal, tatăl, are geniu. Înaintea celui religios, se manifestă cel literar. La 13 ani, copila stârnește admirația saloanelor cu ușurința improvizațiilor sale. Richelieu îi grațiază tatăl, care căzuse în disgrație severă pentru malversațiuni financiare, îl grațiază drept omagiu al geniului acestei fetițe. Iar la 15 ani scrie versuri pe care marele Corneille le consideră superioare alor sale. Însă talentul literar nu face decât să anunțe o vocație de o cu totul altă gravitate. Vocația religioasă. Jacqueline intră în religie, așa cum oamenii obișnuiți intră în pasiunea mistuitoare a iubirii. Cu o exigență care pe ea o va duce la moarte, atunci când aceleași împrejurări le vor conduce pe celelalte surori la acomodare. Pentru Arnaud, marele teolog al grupului jansenist, venise timpul acomodării. Și pentru că Jacqueline se opunea, Arnaud, marele Arnaud, îi sugerează să se prefacă, deoarece argumentează teologul, când semnezi fără să pricepi, conștiința nu păgăduiește, chiar dacă păcatul e făptuit. Jacqueline scrie în 23 iunie 1661. Citez. Ascultați ce spune. Știu că nu e de nasul unor fete să apere adevărul, deși s-ar putea foarte bine spune că în situații ca acestea, atunci când episcopii dovedesc un curaj de fată, fetele sunt chemate să aibă curajul episcopilor. Căci dacă nu ne-e dat nouă să apărăm adevărul, măcar a noastră e datoria de a muri pentru el. Închis citatul. Mai citesc o dată această frază incredibilă. Știu că nu e de nasul unor fete să apere adevărul, deși s-ar putea foarte bine spune că în situații ca acestea, atunci când episcopii dovedesc un curaj de fată, fetele sunt chemate să aibă curajul episcopilor. Căci dacă nu ne-e dat nouă să apărăm adevărul, măcar a noastră e datoria de a muri pentru el. Forțată să semneze, sau mai bine spus, solidară, din spirit de umilință, cu acelea dintre surorile ei care nu au putut să nu semneze, Jacqueline scrie, să consimți la minciună fără a nega adevărul. E imposibil. 3 zile mai târziu moare ca una care dorise din toată inima să moară pentru adevăr și a fost frântă, dar nu înfrântă de inevitabilitatea minciunii. Nu numai potrivit etimologiei. Adevărații martori sunt întotdeauna martiri. Blaise și Jacqueline Pascal sunt amândoi croiți din aluatul care nu se plie, celor care nu se pliază și împreună sunt formați de un tip de educație pentru care demnitatea este primordială în raport cu orice.
Această educație este în mod esențial creștină, aparținând marii tradiții. În fața încercării și a consecințelor radicale pe care uneori trebuie să le tragem din premisele acceptate de toți, dar câți au curaj să trăiască până la capăt ceea ce gândesc în chip doar moderat, adică doar un pic? Jacqueline își păstrează demnitatea murind, iar Blaise leșinând, pentru a se rupe mai apoi complet de lume și de oamenii în care crezuse, dar care nu l-au putut urma la capătul exigenței sale. Am evocat exemplul celor doi Pascal, deoarece după apariția unor astfel de caractere putem judeca, fără greș, importanța unei culturi. Cultura în care astfel de oameni apar este o cultură majoră. Cultura creștină a fost o astfel de cultură. Prima modernitate, cea clasică, căreia îi aparținea și Pascal, o modernitate care încă nu era anticreștină, era și ea de același tip. Și acum să ne întrebăm, oare cultura noastră relativistă, hedonistă, postmodernă și post-postmodernă și post-post-postmodernă mai poate naște asemenea caractere? Iar dacă totuși apar, le mai poate oare admite? Vă mulțumesc! Ce am ascultat noi astă seară sunt așa niște pasaje de Allegro, dar aș vrea numai decât să vă spun de pe acum că eseurile care poartă următoarele titluri, Conversația neîntreruptă și Cât timp nu se întunecă apusul, Singurul principiu absolut al politicii, Ultimul dar al umanismului european, sunt eseuri mult mai ample, sunt pasajele de andante, ca să-mi duc comparația mai departe. Și spune-ne cu cine ne întâlnim înapoi la argument, dacă știi. Da. Pe 30, cred? Da, pe 30, da. Să-l luăm în ordine. Pe 30, la înapoi la argument, invitații mei sunt Anca Manolescu și Andrei Pleșu. O să revocăm pe părintele Andres Crima. Se împlinesc 15 ani deja de la moartea lui, a murit în 19 august și el, ca Blaise Pascal, numai că 2000, 1662, și a trecut atâta timp fără părintele Scrima, dar ceva se petrece. Ultimul seminar pe care l-a ținut, împreună cu Anca Manolescu, cu Andrei Pleșu, cu Virgil Ciomos și cu mine, a fost dedicat analizei, verset cu verset, a Evangheliei după Toma, o Evanghelie apocrifă și gnostică. O Evanghelie foarte importantă, pentru că este alcătuită nu din narațiuni despre faptele lui Hristos, ci este o antologie a cuvintelor lui Hristos înviat. Deci este o Evanghelie specială pentru că ea redă numai ceea ce a spus Hristos după înviere. Și Părintele Scrima, timp de un an și jumătate, un interval, mă rog, nu știu ce interval de timp, a făcut cu noi acest seminar de interpretare a Evangheliei după Toma. Iar Anca Manolescu se apropie de finalul transcrierii acestui seminar privat și va fi un eveniment când va apărea. Și ne-am gândit să-l evocăm pe Părintele Scrima. Întâlnirea este sub titlul Cine a fost Părintele Andrei, cum îi plăcea lui, nu Andrei, numele lui civil era Andrei. Dar voi, Andrei Scrima. Iar cuprinsul, ce să fac, să citesc asta, cuprinsul? Numai că l-am citit eu de acum. Da.
Să vă spun 5 minute ceva de conversația mea întrerupta, da? Pentru că v-am citit un argument de ce ne place să ascultăm când cineva citește sau povestește ceva. Și argumentul meu era pentru că atunci este antrenată în suflet, sufletul este obligat să producă reprezentări care răspund lucrurilor pe care le auzim. Iar acest efort de a produce reprezentări este în sine o bucurie pentru inteligență, pentru suflet. Și atunci când aceste reprezentări sunt vii, adică imaginați-vă că sufletul nostru este ca o grădină, în care atunci când construim aceste reprezentări, ea înflorește. Este o bucurie pe care o resimțim interior. Noi spunem, vai ce frumos ne povestește mama mare, dar de fapt, creatorii acelei lumi suntem noi. Iar copilul care se bucură de povestea cu pricina este copilul care a putut să creeze în inima lui, în sufletul lui, acea realitate pe care mama mare o spune în cuvinte. Bucuria este de fapt bucuria unei grădini care înflorește și aceea în sufletul nostru. Întrebarea este următoarea. Ce făcea Socrate cu tinerii aceia? El a fost condamnat la moarte pentru asta. Dar ce făcea el cu acei tineri? Să nu vă gândiți la prostii. Este următorul lucru. Era, de fapt, un cultivator al capacității tinerilor de a scrie în suflet. Teza pe care vă propun este aceea că, de fapt, în momentul în care dai peste un adevărat învățător sau dai peste un om cu care poți să stai cu adevărat de vorbă, bărbat sau femeie, cu care intri tocmai pentru că poți sta cu adevărat de vorbă în relații care sunt esențialmente de iubire, chiar dacă nu este iubirea erotică sau sexuală, dar este iubirea intelectuală de ceva mai adânc și mai presus de ceea ce este fiecare dintre interlocutori. Spinoza numea asta amor dei intellectualis. Este iubirea intelectuală de Dumnezeu. În momentul în care doi oameni vorbesc despre lucrurile cele mai înalte din ei și din lume, atunci se creează ceva între ei care îi leagă profund. Și asta este iubirea intelectuală de lucrurile cele mai înalte. Ceea ce se declanșează în oameni în acel moment numesc conversația neîntreruptă. Și despre asta am vorbit în primul eseu din acest volum, care este, se cheamă Puterea partea nevăzută decide totul. Iar Socrate asta făcea cu tine. Amintiți-vă cum începe dialogul Phaedros. Socrate se întâlnește cu Phaedros. Phaedros tocmai îl ascultase pe Lysias, cred, ținând un discurs paradoxal, susținând o teză cu totul tâmpită, care sună în felul următor. Cel care iubește nu trebuie să se dăruiască celui pe care îl iubește, ci celui pe care nu îl iubește. O teză tipic sofistă, în care ce e important este capacitatea de a demonstra o teză falsă, făcând-o plauzibilă, sau măcar artificiile prin care încerc să demonstrez să fie atât de uluitoare, încât să uiți cât de ineptă este teza pe care vrei să o demonstrezi. Și Socrate îi spune, păi, hai să analizăm dacă așa stau lucrurile. Și nu fac asta în cetate, ies pe lângă zidul cetății, merg de-a lungul lui, pe lângă zidul cetății trecea râul Ilisus și găsesc un loc ameno, un loc cu răcoare, cu verdeață și se așează acolo și încep să povestească. Iar conținutul acestui dialog este dialogul Phaedros, pe care noi îl putem citi, în care se regăsește și acest argument împotriva scrisului. De fapt, un argument în favoarea scrierii pe suflet. După ce a murit Leon Șestov în 1938, compatriotul nostru Benjamin Fondoianu, pe numele lui francez Benjamin Fondan, a scris un superb eseu care se cheamă Pe malul râului Ilisus.
Și el, în secolul 20, înainte de catastrofa celui de-al doilea război mondial, se întâlnea cu Leon Șestov pe malul râului Ilisus. Era în Paris. Prin Paris trece Sena. Nu pe lângă marginile cetății, ci chiar prin mijlocul cetății. Dar ei, când se întâlneau, erau pe malul râului Ilisus. Adică o situație arhetipală în care noi toți ne-am găsit de fiecare dată când împreună cu un om pe care îl iubim sau pe care îl prețuim, am discutat cu el despre lucrurile cele mai înalte. Și așa cum în scena de la Emmaus, cei doi discipoli se întâlnesc cu un străin în care nu-l recunosc pe Hristos și se întâmplă toată povestea în care intră cu el și nu-l recunosc decât când frânge pâinea și în momentul în care îl recunosc, el dispare. Și îi zic, era învățătorul. Cum de nu l-am recunoscut? Și unul dintre ei spune, dar nu ții minte că atunci când ne vorbea, cum ardea inima în noi? Exact asta se întâmplă în conversația neîntreruptă. Asta făcea Socrate cu tinerii. În momentul în care te ocupi de lucrurile cele mai înalte, împreună cu un om pe care îl iubești, prețuiești, față de care ai prietenie, în acel moment, inima parcă saltă în tine și ești pe malul râului Ilisus. Și atunci ce se petrece cu tine este că scrii pe suflet. Asta e. Sufletul nu numai că este viu în tine, dar tu de fapt te-ai transformat într-un scriitor. Reprezentările tale scriu direct în substanța sufletului. Iar asta te face fericit.